Bună tuturor, sunt Ana Magdalena, astrologă și coach. Locuiesc în Flandră, în regiunea Temse și vă transmit salutări de aici, din Belgia, tuturor românilor care pe unde sunteți voi, dar și celor de acasă, românii din România. Astăzi vreau să vă vorbesc despre luna nouă, care va avea loc pe data de 20 septembrie. Este o lună nouă în zodia Fecioarei, iar energia din Fecioară este foarte preponderentă în această perioadă. Avem multe planete acolo, avem Soarele și Luna, normal, ele fac conjuncția. O avem pe Venus, îl avem pe Marte și îl avem pe Mercur. Deci cinci planete personale care în astrologie sunt foarte importante și legate de psihicul nostru, de personalitatea noastră. Cinci planete care aduc această energie a Fecioarei. Iar energia Fecioarei are de a face cu dorința de a face curățenie. De a face curățenie pur și simplu în casele noastre, în relațiile noastre, dar și în corpul nostru. Deci de a adopta un mod de viață mai sănătos, poate. Și perioada asta a început mai de demult, dar acum suntem în ultimele grade ale Fecioarei. Luna nouă are loc la 27 de grade, 28 grade Fecioară. Deci, dacă aveți planete personale acolo la sfârșitul zodiei, vă va afecta mult mai mult această perioadă. Pentru cei care sărbătoresc ziua de naștere în această perioadă, începe un an solar nou care, de la ziua de naștere până la ziua de naștere, are și un horoscop al lui, care se numește solar. Luna nouă are loc la ora 7:30 dimineața pentru Belgia, pentru Olanda, pentru Germania, pentru toate țările din vestul Europei, iar pentru România la ora 8:30 dimineața. Pentru cei care vor să mediteze în această perioadă, este o perioadă bună să vă puneți intențiile, să vă gândiți la ceea ce vreți să înfăptuiți pentru perioada următoare. Pentru că, vedeți, în perioada de lună nouă putem începe proiecte noi. Iar ceea ce începem, nu avem întotdeauna o claritate a lucrurilor. Poate începem lucrurile din instinct, poate le începem negândindu-ne la ce facem. Dar orice gând, orice intenție este foarte importantă în această perioadă, pentru că cu ea ne clădim viitorul. Ceea ce gândim este ceea ce vom deveni. Până la urmă, într-un fel sau altul, gândurile bune ne duc într-o direcție bună, gândurile negative ne duc într-o direcție greșită. Deci e important acum să ne regulăm cât mai mult modul de a gândi și cum e mai bine să facem dacă nu prin zodia aceasta a Fecioarei, care este o zodie de pământ, o zodie mutabilă, o zodie care ne aduce cu picioarele pe pământ, ne aduce în realitate, ne pune la treabă, ne învață o anumită disciplină sau ne cere o anumită disciplină. Dar întotdeauna experimentăm asta prin partea opusă. Deci, poate ne dăm seama că nu avem disciplina necesară, că nu ne comportăm ok cu corpurile noastre, că ne neglijăm într-un fel sau altul. Această lună nouă ne dă posibilitatea de a schimba ceva. Ne dă posibilitatea de a face primul pas în a schimba anumite lucruri. Dacă ne uităm la felul nostru de viață și modul în care ne desfășurăm activitatea, poate la servici, poate cu colegii, în casa noastră, felul de a ne ordona lucrurile, rutina pe care o avem în ceea ce facem, toate aceste lucruri sunt puse sub microscop și le analizăm. Zodia Fecioarei este și o zodie analitică. Iar Mercur, care stăpânește această lună nouă, este tot în Fecioară, împreună cu celelalte două planete personale, Marte și Venus. Deci, toate intențiile noastre, gândurile noastre, acțiunile pe care le facem, dar și în relațiile noastre cu alții, ne lovim de această dorință a Fecioarei de a face lucrurile frumos, de a face lucrurile cu sens și de a fi utilă.
o utilitate pe care vrem să o dăm lumii, pe care vrem să o dăm prietenilor noștri, familiei noastre și pe care ar fi bine să ne-o dăm și nouă înșine. Deci, hai să ne gândim cum putem în această perioadă să ne ordonăm mai mult viața. Și asta mă duce cu gândul la un documentar pe care l-am văzut pe Netflix, Fat, Sick and Almost Dead, care arăta modul de viață a unor persoane care se neglijau prin felul de a mânca, se neglijau prin felul în care își trăiau viața, ritmurile pe care le aveau și ajunseseră într-o fază aproape terminală, aproape erau condamnați la moarte pur și simplu prin o grămadă de boli care se acumulaseră și trebuiau să-și ducă restul vieții prin medicație foarte extremă. Și la un moment dat au luat o turnură devenind vegetarieni totali, deci renunțând la orice fel de proteină animală. Iar, da, după câteva luni au început să apară îmbunătățiri și au început chiar să se vindece. Iar după un an erau sănătoși, erau declarați sănătoși. Dar bine, asta implica nu o dietă care o ții temporar, ci o schimbare majoră a stilului de viață. Și mă întorc înapoi la Zodia Fecioare, care Zodia Fecioară are și de a face cu ceea ce mâncăm, felul de a mânca. Deci Fecioara este foarte, foarte critică în ce lasă să îi invadeze corpul, în ce lasă să intre în corpul ei. Deci energia aceasta Fecioarei ne cere să fim mult mai atenți cu ce mâncăm. Dar și ce gânduri lăsăm să ne invadeze mintea. Deci e foarte important acum să ne gândim și să epurăm puțin în viața noastră ce este important și ce ne este balast, ce ne trage în jos. Asta pentru că luna nouă face un careu întâi cu două planete mai greu de integrat în personalitățile noastre. Îl avem pe Saturn în Săgetător, iar luna nouă face un careu la Saturn. Și îl avem pe Chiron, asteroidul Chiron în Pești, iar luna nouă face o poziție la Chiron. Iar Chiron și Saturn fac și ei la rândul lor un aspect de 90 de grade, un careu. Iar această formațiune de planete o numim un careu în T, care este un aspect foarte dinamic, care ne va pune în mișcare, care ne va frustra într-un anumit fel pentru a face ceea ce trebuie să facem. Mi se cere aici, în prima instanță, să ne aducem cu picioarele pe pământ, pentru că Chiron în Pești este o rană a martirului, a celui care se sacrifică pentru alții, dar și celui care este expulzat din societate. Saturn în Săgetător este o neputință de a îți forma o părere și de a fi ferm în acea părere și de a nu te lăsa influențat de alții. Iar Fecioara ne cere o anumită modestie. Deci este și o zodie mai chibzuită, care ne cere să fim chibzuiți în ceea ce facem. Ideea că less is more, de să nu vrem mai mult decât ne este de trebuință, iar această dorință de a ne păstra simțul realității și simțul chibzuinței va fi într-un fel destabilizat din partea cealaltă, unde l-avem pe Neptun, în zodia peștilor, care Neptun face opoziție la Mercur, stăpânul acestei luni noi. Deci vom avea perioade în care suntem destabilizați și poate avem dorința să ne pierdem într-o anumită idee, ideologie, într-un anumit gând care poate nu este real sau nu poate avea legătură cu realitatea. O formă de avisare, o formă de nerealism,
Bine, orice zodie lucrează întotdeauna și pe polul opus, deci când avem foarte multă energie din fecioară, vom avea un disbalans în zodia peștilor. Dar Neptun, acolo fiind o planetă transpersonală, o planetă foarte puternică, care face această opoziție cu Mercur, care este o planetă personală, o planetă mai puțin puternică, preponderența va fi în favoarea lui Neptun, care ne va trage din realitate, ne va smulge din realitate și ne va da o dorință de a vrea să fugim din fața responsabilităților, din fața chibzuinței, din fața rutinei, care este ea. Deci, în perioada asta, ideea e să încercăm să păstrăm un anumit echilibru, care o fi el. Cam atât am avut de spus pentru această perioadă. Pentru cei care doresc o consultație astrologică, putem lucra și prin Skype, deci distanța nu este o problemă. Mă puteți contacta prin Ana Zainea, coadă de mai mult să gmail.com. Dacă vreți să rămâneți la curent cu filmele mele, abonați-vă pe canalul meu YouTube. Și pentru mai multe informații despre felul meu de lucru, despre cine sunt și ce vă pot oferi, puteți accesa pagina mea de internet www.ana-magdalena.be. Vă doresc o zi bună în continuare! La revedere!